Hello, hello! Bine veniți sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video ți-am pregătit etalarea zilnică pentru joi, 6 mai. Pentru cei care așteptați etalările lunare, o să schimb puțin formatul. Până la finalul acestei săptămâni o să vă pun analiza de horoscop, analiza astrologică pentru toate zodiile pe luna mai, dar pentru analizele de tarot pe fiecare zodie în parte, acolo încă mă gândesc cum să schimb formatul astfel încât să vă dau cât mai multe informații, pentru că tranzitele astrologice încep să se intensifice și mi-e foarte teamă că o singură analiză pe toată luna nu o să mai fie suficient de acum înainte. Prin urmare, mă gândesc la o soluție prin care să vă dau niște etalări de tarot cu o scurtă interpretare astrologică mai dese, de mai multe ori pe parcursul lunii, astfel încât să vă puteți planifica zilele optime pentru diverse inițiative, astfel încât să profitați la maxim de energiile astrale. Bun, și acum hai să vedem ce cărți o să iasă pentru această zi de joi, 6 mai, pe partea de dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară. Wow, foarte interesant! Hai să le luăm pe rând. În primul rând, aici pe partea de dragoste avem Împăratul. Arcana majoră care în tarot reprezintă zodia berbecului. Pentru o parte dintre voi s-ar putea ca aici să apară sau să reapară un berbec în viața voastră. Dar dacă pentru situația voastră particulară această carte nu se referă neapărat la o zodie, la un semn zodiacal, ci la energia unei persoane, aici este vorba de o persoană foarte sigură pe sine. Poate să fie vorba de o persoană care lucrează în poliție, armată, în justiție, în menținerea ordinii publice, în impunerea legilor și în asigurarea ordinii și disciplinei în societate. La nivel macro, energetic, această carte, Împăratul, ne vorbește despre o persoană foarte independentă, foarte hotărâtă, foarte asertivă, care tot timpul obține ceea ce își dorește. În același timp, partea negativă din acest împărat poate să fie o posesivitate prea ridicată, pentru că aici împăratul s-a luptat foarte mult ca să obțină ceea ce și-a dorit, ca să cucerească teritoriile sau persoanele de care este interesat sau interesată, de ce nu, și va face orice este necesar ca să păstreze aceste teritorii, aceste persoane cucerite. Și aici, fie că împăratul se referă la voi sau la partenerul sau partenera voastră, vă rog să fiți atenți astăzi la această tendință de posesivitate. Dacă această tendință este una de caracter, este o tendință esențială pe care ați observat-o deja de ceva timp în partenerul sau partenera voastră, acesta este un semnal de alarmă. Trebuie să fiți foarte atenți la aceste tendințe și dacă nu sunteți de acord cu această gelozie sau posesivitate excesivă, e foarte important să luați măsuri încă de astăzi, să aveți discuțiile care trebuie să le aveți cu partenerul sau partenera voastră sau poate chiar să vă mai îndepărtați de această persoană. Dar dacă această posesivitate sau această gelozie nu este neapărat în firea persoanei respective, ci este doar așa o chestie care ați observat-o astăzi, o chestie momentară, fiți sigur că până mâine o să treacă, pentru că este doar energia zilei, este exacerbată de acest împărat și pe mâine, poi mâine deja lucrurile o să se calmeze. Aici trebuie să analizați și voi puțin care este situația voastră particulară, în care dintre cele două categorii vă aflați. Pentru cei singuri, împăratul vine cu o veste foarte bună, pentru că energia din jurul vostru o să fie una foarte focoasă, foarte sexy, foarte atrăgătoare și dacă voi aveți tendința să fiți mai pasivi, astăzi o să emiteți o energie foarte magnetică și acest împărat efectiv o să se apropie de voi, o să vrea să vă cucerească. Dacă din potrivă voi sunteți mai extrovertiți, mai impulsivi, vă place să faceți primul pas, să inițiați legăturile romantice,
Aici, arăși, împăratul este de partea voastră și o să vă ajute să cuceriți persoanele de care sunteți interesați. Per total, energia zilei pe partea de dragoste este una bună, atâta timp cât sunteți atenți la această tendință de posesivitate și poate de gelozie excesivă, dar dacă vă asigurați că este doar energia zilei și nu este o tendință de caracter, nu este o deficiență de caracter în persoana de lângă voi sau în persoana de care voi sunteți interesați, atunci e ok, nu e nicio problemă. Dar dacă voi aveți deja acest presentiment dinainte, ați simțit aceste tendințe, aceste înclinații către gelozie, către posesivitate, atunci astăzi energia zilei vine și vă confirmă acest lucru și pentru o mică parte dintre voi s-ar putea chiar astăzi să vedeți cea mai urâtă fațetă a partenerului sau partenerei voastre, cea mai urâtă exprimare a geloziei și a posesivității acestora. Fiți atenți și acționați în funcție de categoria voastră, de situația voastră particulară. Pe partea de sănătate avem aici o carte foarte, foarte frumoasă. Este vorba de șasele de inspirații sau șasele de bâte din tarotul tradițional. O carte de victorie, o carte de reușită, de împlinire, o carte care vine numai cu energii pozitive. Pentru cei care aveți niște probleme cronice de sănătate, niște probleme vechi de care știți că nu o să vă scăpați niciodată și urmați doar tratamente cu ajutorul cărora să vă mențineți sub control simptomele, astfel încât să puteți duce un stil de viață cât de cât echilibrat, astăzi o să simțiți o ușurare a simptomelor. O să vă simțiți mai bine, mai energetici, mai în forță, mai în putere. Profitați de această energie, profitați de această zi în care vă simțiți mai bine și dacă puteți, bineînțeles dacă nu contravine cu starea voastră de sănătate, încercați să faceți puțină mișcare, să depuneți puțin mai mult efort decât într-o zi normală, pentru că astăzi energia momentului este de partea voastră și vă ajută. Dacă aveți de făcut lucruri prin casă, prin gospodărie, poate trebuie să depuneți un efort mai mare decât de obicei. Astăzi este momentul ideal, energia zilei este de partea voastră. Pentru cei care nu aveți probleme mari de sănătate, acest 6 de bâte vine cu foarte multă vitalitate și entuziasm în viața voastră și ar fi ziua ideală să practicați un sport, mai ales un sport în aer liber, ceva care să vă pună sângele în mișcare, să vă crească pulsul, să începeți să transpirați puțin, să puneți așa toți mușchii în mișcare. Dacă condiția fizică nu vă permite asta sau condițiile zilei nu vă permit să faceți acest lucru din diferite cauze, fie lucrați, fie vă aflați într-o zonă în care restricțiile momentului nu vă permit să faceți mișcare în aer liber, încercați totuși câteva minute măcar astăzi să stați la soare, să profitați de lumina vindecătoare a soarelui din această perioadă a anului. Per total, o zi foarte frumoasă pe partea de sănătate, nu văd mari probleme pentru nimeni. Cei care trebuie să mergeți astăzi la medic sau să vă faceți anumite intervenții, mai mari sau mai mici, lucrurile par foarte pozitive, o să ieșiți victorioși, o să ieșiți învingători, o să ieșiți din această experiență mai sănătoși, mai puternici, mai energetici decât atunci când ați intrat. Per total, numai lucruri bune pe partea de sănătate. Pe partea de afaceri, bani și carieră avem aici 3-ul de materiale sau 3-ul de monede. Astăzi, mai mult decât într-o zi normală, este foarte, foarte important să lucrați în echipă, să colaborați cu colegii voștri, să lucrați împreună cu clienții voștri sau cu furnizorii voștri pentru a găsi soluțiile ideale pentru anumite probleme. Pentru că aici, din colaborarea a 3 entități, va ieși ceva foarte frumos, ceva de viitor, ceva de drum lung, ceva ce o să vă aducă beneficii atât acum cât și în viitor. Dar, ca să puteți să vă bucurați de aceste beneficii, de acest drum lung și plin de roze, va trebui să faceți niște concesii. Va trebui să lăsați de la voi,
să nu fiți atât de încăpățânați, să găsiți metoda prin care să ajungeți la un compromis, să împăcați și capra și varza. Per total, aceasta este o lecție de învățare, este un moment de maturizare în cariera voastră, este un moment din care trebuie să învățați o lecție foarte importantă, și anume lecția compromisului. Uneori, ca să câștigi războiul, trebuie să mai pierzi câte o bătălie, uneori trebuie să alegi exact care sunt lucrurile pentru care merită să te cerți, pentru care merită să îți impui punctul de vedere. Unele lucruri e bine să insiști să iasă exact așa cum vrei tu, exact așa cum este viziunea ta. Pentru alte lucruri e mai bine să lași de la tine și să îi lași și pe ceilalți să aibă senzația că au câștigat ceva, că au ieșit lucrurile și așa cum au vrut ei. Pentru elevi studenți, acest 3 de monede ne vorbește despre nevoia de a învăța, de a studia, de a vă pune cu burta pe carte. Nu mai amânați momentul, pentru că s-ar putea să o lăsați pe mâine, poimâine și să fie prea târziu. Mai ales că energiile planetare care vin spre finalul lunii nu vor fi absolut deloc benefice pentru a învăța lucruri noi. Acum este momentul să vă puneți cu burta pe carte, acum este momentul să începeți să învățați deja pentru testele, examenele care o să vină mai încolo, fie spre finalul lunii sau chiar în lunile următoare. Per total o energie interesantă și aici pe partea de afaceri, bani și carieră. Dacă știți cum să lucrați în echipă, dacă reușiți să faceți compromisurile necesare astăzi, lucrurile o să iasă foarte bine pentru voi. Nu văd motive de îngrijorare. Și înainte să finalizăm această etalare, vreau să vă scot și un card de înțelepciune, un mesaj suplimentar de la aceste cărți Oracol pentru toată lumea, pentru ziua de joi 6 mai. Hai să vedem. Mesajul suplimentar de la aceste cărți Oracol este următorul. Toate transformările mele sunt ușor de făcut. Pentru a-mi schimba viața la exterior, trebuie să mă schimb în interior. În clipa în care sunt dispus să mă schimb, este uimitor cum universul începe să mă ajute. El îmi aduce ceea ce mi este necesar. Un mesaj foarte frumos care vine și completează etalarea zilnică. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Ne vedem și mâine. Pa, pa!